dragilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Eu sunt Victoria, pentru cei care nu mă cunosc. Pentru astăzi o să pregătesc cozonacul Raffaello. Da, ați auzit bine, Raffaello. E un cozonac mult mai rafinat decât celelalte, mai finuț. Și pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente. Un kilogram de făină, să fie neapărat 000, 200 de grame de zahăr, 100 de ml de lapte condensat, 80 de grame de unt topit, 100 de ml de ulei, 100 de ml de smântână, 6 gălbenușuri, avem aici coajă rasă de la o lămâie, o linguriță de sare, 50 de grame drojdie, vanilie, eu am aici o esență de vanilie și 2 de zahăr. Acum, aici am, bineînțeles, și apă minerală pe care o să... Am 250 de ml, dar o să mai pun pe parcurs și o să vă spun exact cât o să trebuiască să puneți. Deci am pus o parte din apa minerală, cam 125 de ml. O să adaug o linguriță sau două, chiar și cam două lingurițe de zahăr. Adaug drojdia, 50 de grame de drojdie. Și dizolvăm drojdia bine, bine, bine. Toate ingredientele trebuie ținute la căldură, pentru că așa o să crească cozonacul foarte frumos. Făina încernut-o de 2 ori, deci trebuie pregătit foarte bine această rețetă. Dacă se poate, se pune de seara la căldură, ori toate ingredientele, foarte bine. Când drojdia este foarte bine dizolvată, adăugăm făină. Și o facem în așa fel încât să nu mai aibă cocoloașe. O mestecăm foarte bine, 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 bine. Să nu mai aibă cocoloașe. Cam așa trebuie să arate maiaua. Acum o să pun un pic de făină deasupra, că așa o să observăm mai ușor cum crește ea, cum se activează. Și o să o las la un loc călduț. Acum o să fac siropul de zahăr. Pun cealaltă jumătate de apă minerală, partea cealaltă. Pune zahărul. Și facem tot posibilul să se topească cât de cât. Cam așa, apa să fie caldă. Și îl lăsăm la topit până când crește maiaua. Gălbenușurile, cele 6 gălbenușuri, o să pun sarea, esența de vanilie, zahărul vanilat, coaja de la lămâie, atenție la lămâie, să fie lămâi netratate, și amestecăm foarte bine până când se incorporează toate aromele. Lăsăm și pe acesta deoparte. Uleiul o să pun peste unt. Și îl lăsăm deoparte. Și pregătesc făina. Îi fac o adâncitură pe mijloc. Și aduc maiaua. Maiaua a crescut foarte frumos, ia uitați-vă, s-a umflat foarte bine. Acum o să pun siropul de zahăr. Gălbenușurile de ou.
laptele condensat. Smântâna. Și acum o să frământ cu mâna. Dacă aveți roboțel, puteți să folosiți și roboțelul pentru frământat. Aici am mai pregătit apă minerală. O să mai pun foarte, foarte, foarte puțină, pentru că nu necesită prea multă. Și acum o să pun și puțin ulei cu unt, pe care l-am pregătit mai înainte un pic. Mai punem un pic de apă minerală. Deci, apreciați așa, să vă iasă un aluat nu prea tare, nici prea mare. Eu am mai pus acum încă 50 de ml, deci am în total 300 de ml de apă. Mai adăugăm și câte un pic de ulei, până când terminăm uleiul. Dacă mai trebuie, vedeți că se lipește de mâini, mai adăugați puțin ulei, câte o lingură de ulei. Trebuie frământat foarte bine. Dacă îl frământați cu roboțelul, cam în 10 minute. Dacă îl frământați cu mâna, mie cam jumătate de oră. Dacă vedeți că aluatul se lipește, se mai poate adăuga puțin ulei. Untul pe care îl folosiți trebuie să fie de 80-82% grăsime. Asta nu am spus-o și vreau să specific. Cam atât trebuie să-l frământe. Uitați, aluat. Aici un aluat foarte, foarte, foarte elastic, pufos. Se pune la un loc călduț, așa, îi pun această folie, să nu prindă coajă. În casă trebuie să fie o temperatură mai, cel puțin de 24-25 de grade, pentru că face cozonac, nu se face în frig. Și îl las până când el își dublează volumul. Între timp eu o să fac crema. Pentru cremă avem nevoie de 150 de grame de albușuri, 250 de grame de brânză proaspătă de vaci, 100 de grame de zahăr, o lingură de amidon de porumb, un pic de sare, o esență de vanilie, 2 linguri de migdale și cam 150-200 de grame de bomboane Raffaello. Câte vreți, puneți la alegere. Nu contează câte sunt. Cu cât sunt mai multe, cu atât e mai bun. Pentru a începe rețeta, este nevoie de să pun albușul în bol. Și o să bat spumă. Adăugând sarea. Și zahărul. Acum voi adăuga esența de vanilie, brânza, se amestecă cu grijă, de jos în sus. Amidonul, fulgii de migdale și acum bomboanele Raffaello pe care o să le tai. Și acum o să le pun în cremă.
crema este gata, acum o să aduc aluatul de cozonac. Aluatul a crescut foarte frumos și a dublat volumul. Acum se poate pune la tavă. Foarte, foarte reușit. Ia uitați. O să pun un pic de ulei pe masă, să nu se lipească. Și acum o să-l împart în două. O să-l cântăresc, vrea să vrea să cozonacii la fel. Să nu fie unul mai mare și unul mai mic. Contează foarte mult pentru că la copt, dacă e unul mai mic, se coace înaintea de celălalt și nu e bine. Acum la rândul lui o să-l împart în două. Mai zi o dată. Acum o să-l împart iarăși în două. Fiecare bucată o împățim în două. Și o să-l întind cât se poate de subțire. Umplutura o împățim cam în patru. Cam așa. Acum o să-l împletesc. Se-i pune așa, în formă de cruce și împletim. Am pus și cel de-al doilea cozonac. Acum o să-i acopăr cu folie. După care îi las la crescut, până când își dublează iarăși volumul. Deci trebuie să fie un pic mai înalt decât tava, când îi puneți la cuptor. Cozonacii au crescut foarte frumos, deci exact cum trebuie să fie. Acum eu o să-i ung cu gălbenuș de ou, cu puțin lapte, după care îi punem la cuptor. Am aici un gălbenuș de ou. Și o să-i pun și o lingură de lapte. Acum o să le pun și fulgi de migdale. Cam așa arată cozonacii deocamdată. Acum o să-i pun la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 15 minute. După care o să cobor temperatura la 170 și o să-i mai coc în continuare alte 30 de minute. O să facem și proba cu scobitorul, deci neapărat, dar dacă se rumenesc prea tare deasupra, se poate pune o hârtie de copt sau o hârtie de aluminiu, ca să nu se ardă prea tare deasupra. Să iasă o față frumoasă. Și acum punem la cuptor. Cozonacii s-au copt, au ieșit foarte frumoși. Acum o să-i scot din tavă și o să secționez să vedem cum arată la interior. Foarte, foarte bufoși. Ia uitați. O frumusețe de cozonaci. Acum o să dau din nou cu un pic de sirop. Am făcut siropul din 50 de ml de apă și 3 linguri de zahăr. L-am fiert un pic și l-am răcit. Acum o să pun pe cozonaci. Și acum o să pun și nucă de cocos. I-am ținut 45 de minute. 15 minute i-am ținut la 180 de grade, după care am coborât temperatura
și am mai copt încă 30 de minute și au ieșit foarte, foarte bine. Le-am pus o hârtie deasupra pentru că se rumeneau prea tare. O să tai unul să vedem cum este la interior. Dar de pufoși sunt pufoși. Cam așa sunt. Foarte, foarte, foarte pufoși. Crema nu se vede foarte bine, dar, cu siguranță, este foarte gustoasă. O să tai în felie, să vedem cum se rupe. Foarte buni. Foarte pufoși, se ia pale și au un miros foarte frumos de bomboane Raffaello. Ia uitați. O bunătate. Acesta este cozonacul Raffaello. Puteți să încercați să-l faceți. Nu veți da greș, vă spun eu, cu rețeta care am făcut-o, dacă urmăriți toți pașii pe care eu i-am făcut, cozonacul o să iasă. Dragilor, aceasta a fost rețeta pentru astăzi. Am făcut un cozonac Raffaello, foarte pufos, foarte rafinat, cu un gust deosebit de Raffaello. Dacă v-a plăcut această rețetă, chiar puteți să încercați. Nu o să vă pară rău. Sunt foarte, foarte, foarte bun. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit până la capăt. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un mare like și să vă abonați pe canalul meu. Ne vedem data viitoare la un alt filmuleț. La revedere!